Problema de europeia, pentru că bisectoarea taibe, abe, în chiar la mijloc. Dacă triunghiul ACB ar fi social. Dar nu am că triunghiul ACB este social. Nu? Când într-un triunghi social, bisectoarea devine și mediană și mediatoare și de toate se suprapun. Nu, n-am motive. Cât se întâmplă să taie la mijloc, mai dacă ar fi CC1 median. CC1 median, atunci ar fi treaba rezolvată. Dar nu este mediană. Noi trebuie să ne facem o strategie. Cum arătăm că... Dacă acolo e 90, ar trebui să arătăm că și în partea cealaltă e 90. Unde? Aici nu știu dacă 90 aici. Nu, dar știm că 1, 2, 2 și cu 3 fac 90, dar atâta știm. Și sigur că au rămas și 1 și cu 4 să fac tot de 90 de grade. Dar nu mai am alte argumente pentru a deci pentru a continua problema, ia să vedem ce aș mai putea să spun. Deci, nu uităm că asta a fost tot, asta e tot bisectoare. Deci, aici un A, aici și un 1 și 2. Deci, unit de A. Adică A a împărțit pe B la A. Ai o parte pe unghiul A în două unghiuri congruente, da? Asta știm foarte bine. Și dacă 2 împărțim 90 împărțit la 2, 45 și atunci, dacă 2 e 45, trebuie să arătăm că și ca să fie opuse la B. Deci cum propui tu? Deci aici, ăsta, 2 și cu 3, de fapt, în primul ăsta așa. 2 și cu 3 și la C, fac 90 de grade. Dacă am arătat că A prelungită, AI, împărțit unghiul A în două unghiuri congruente, da? Deci, 1 și 2. În triunghiul ăsta, în BAT, unghiul 1 cu B și cu 3 și cu ăsta de aici, fac împreună câte grade? Fac 180 de grade, că așa se întâmplă. Suma unghiurilor unui triunghi fac 180 de grade, da? În triunghiul BAT, 1 A1 cu B1, adică aș spune A1 cu B și cu jumătatea lui a suplimentului acesta și cu ăsta de aici fac împreună, cât am spus, fac împreună 180 de grade. Adică pe de altă parte, în triunghiul celălalt, A2 ăsta și cu C-ul și cu jumătatea lui suplimentului cu 3, fac împreună iarăși 100 și cu ăsta de aici fac împreună iarăși 180 de grade. Deci, hai să scriem și noi așa. O luăm un pic mai ușor.
Deci unghiul 2 și cu 3 fac împreună, cum am spus, împreună 90 de grade. Pe de altă parte, C2-ul și cu C3 fac și ele 90 de grade, da? Ia să scriem asta. Deci, în triunghiul I, în triunghiul I, D, I, B, D, I, B, D, deci I, B, D, unghiul 2 plus unghiul 3, măsura unghiului B2, așa să zic, da? Măsura unghiului B2, plus măsura unghiului B3, așa, fac împreună cât azi B2 și cu B3, fac împreună 90 grade. Și de altă parte, în triunghiul C2. Da, deci în triunghiul ICT. Da? ICT. Tot în aceeași motive, măsura lui C2 plus măsura lui C3 egal tot cu 90 grade. Bun. Ei, ce ne mai rămas? Măsura lui B1 plus măsura lui B4. B1 și cu B4 fac și ele 90 de grade. Da. Da? Deci B1, măsura lui B1 plus măsura lui B4, așa, fac împreună 90 de grade. Deci B1 și cu B4 fac împreună 90 de grade. La fel, C1 măsura lui C1 plus măsura lui C4, da? C4, în acel punct fac 90 de grade. Bun. Unghiul de aici, hai să spunem, 1 și 2. T1, T2. T1 plus I2, hai să zicem, în triunghiul IBD, deci în triunghiul, IBD, IBD, în care avem măsura lui IBD din ordine de grade, măsura lui IBD din ordine de grade, am spus că 2 și cu 3 că fac împreună 2 și cu 3, 90. Deci în triunghiul IBD care fac, eu triunghi dreptul din 4 miche, rezultă că celălalt de două unghiuri, adică unghiul BIT, BIT, măsura lui BIT, BIT, și pe al lui BTI, și cu măsura lui BTI, măsura lui BTI, deci BIT, și cu măsura lui BTI, adică ăsta de aici și cu ăsta de aici, fac împreună, fac 90 de grade. Dacă ăsta e 90 de grade, a rămas că ăsta 2 o să facă 90 de grade, da? Bun. Acum, unghiul ăsta, BI, BTI, BTI, deci unghiul, măsura lui BTI, măsura lui BTI, este egal cu 180 de grade, în triunghiul care preauna BT.
Deci în triunghiul A, D, T. În triunghiul A, D, T. Am că măsura lui B, T, A. B, T, A. Egal 180 grade minus jumătatea lui A. Deci minus A pe 2. Măsura lui A pe 2. Și minus B, B-ul și minus ăsta de aici. Deci minus jumătatea lui B, 3, da? Deci minus adică minus din ce se compune unghiul ăsta de aici? Din B tot și din B3. B-ul și plus B3. Încără B3. Măsura. Și măsura de aici. Și egal mai departe, cu 180 de grade, minus. Noi știm că într-un triunghi îți fac unghiurile adunate, toate unghiurile. Deci măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui C egal cu 180 de grade, știu asta, da? Deci cele trei unghiuri. Hai să scriu în triunghiul, hai să scriu ca să fie clar, triunghiul A, B, C, măsura lui A, plus măsura lui B, plus măsura lui C, așa, egal cu 180 de grade. Suma unghiurilor unui triunghi este 180 de grade. Și pe asta vreau să vă modifică chestia asta. Acum, eu insist un pic asta să vedeți tu ce strategie ne facem. Ca să -mi iese problema corect, trebuie să putem arăta că ca strategie de lucru. Deci, dacă am așa o serie dreaptă și vreau să arăt... Bună ziua! Mafia la noi la A, B și B aici. Și vreau să arăt pe trei puncte A, E, A, E și T. Aici sunt coliniari. Suntem lăcuși în situația asta. Ei, dacă arată că ai e dus în noi bisectoare și AT, tot bisectoare este, atunci n-are ce face unghiul ăsta de partea unei laturi, nu se pot face, nu se pot și două bisectoare. Deci, cele două AI și AT sunt suprapuse. Pentru chestia asta, eu am avut aici, am dus bisectoarea asta și bisectoarea asta, da? Ei bine, cele două bisectoare exterioare, ale unghiurilor exterioare, sunt diferite în punctul T. Și atunci, punctul ăsta este la egală distanță. Adică trebuie să spun T, de la T până la dreapta B, D, egal cu distanța de la T până la dreapta B, C. Deci, nu e de aici. Hai să... Cât e ceasul pe oră? Fix. Și un minut. Bă, aici mă alergi tu, bă. Dar hai să vedem. Încă o dată, când duc bisectoarea în unghi, punctele bisectoare sunt la egală distanță de laturi. Deci distanța asta este cât asta. Adică asta de aici egal cu asta. Noi, practic, pentru unghiul C, B, D, am dus bisectoarea cu verde.
Asta înseamnă că te... B. Te, că se zice, T1, DT1, egal cu T, T2. Din cauza că e dusă bisectoare. Dar am dus și bisectoarea asta. Ducând și bisectoarea asta, înseamnă că față de unghiul BC e, BC e, T, T2, egal cu T, 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 cât se zice? T, T2, egal cu T, T3. Dacă ai fi aplicat pe regula asta. Deci avem așa. T, T1, egal cu T, T2. T, T2, egal cu T, T3. Înseamnă că toate sunt egale între ele. Deci T, T1 va fi egal cu, de aici ajută că T, T1 egal cu T, T3. Și dacă am un punct la egală distanță de latura unghiului A, B și AC, T, T1 cu T, T3, înseamnă că A, T, A, T, bisectoare, da? AT este bisectoarea unghiului A. Bisectoarea unghiului A. Dar noi am mai zis că și AI e bisectoarea unghiului A. AI bisectoarea unghiului A. Rezultă că nu se poate duce din tot singur bisectoare intervale. Rezultă că din cele două, că punctele A, I și T sunt colineare. Deci asta este demonstrația foarte rapidă. Pe baza faptului că am dus DT1 și pe membra TT2 din clipa care de ce mi se pare, ce T mi se pare, ajung că TT1 este că TT3. Dacă TT1 e cât TT3, atunci înseamnă că așa asta AT este bisectoare. Și cu asta problema rezolvată. Ceea ce am făcut aici este corect. Nu înseamnă nicio contradicție din tot ce am gândit. Însă, soluția rapidă asta este. Aici doar am tradus și înseamnă bisectoarea unui unghi, da? Bun, ne oprim aici. Lucrul important pe care l-am văzut. Seamită de recer să vă abonați la Prof Online. Așa. La revedere! La revedere! Să vă vedem!